Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Iată, astăzi ne-am propus să abordăm împreună cu doamna doctor Gabriela Popovici, în cabinetul căreia ne aflăm, o chestiune de larg interes, aceea a legăturii dintre alimentația noastră și grupa sanguină a fiecăruia dintre noi. Este un subiect nou, însă considerăm noi de larg interes și sunt sigur că veți fi foarte interesați de această teorie oarecum modernă, sau cel puțin pentru mine este așa. Bună ziua și bine v-am găsit, doamna doctor. Bună ziua, mă bucur că ați venit la noi și putem discuta un subiect de așa larg interes. Spuneți-mi, vă rog, până acum lumea mânca cum mânca, ne ținând seamă prea mult de alimentație, dar iată că pe măsură ce progresăm în timp, începem să realizăm faptul că alimentația este vinovată de ceea ce ni se întâmplă nouă și de o serie de boli ale noastre. De aceea, probabil, omul a și început să fie ceva mai grijuliu cu ceea ce consumă. Este foarte important pentru noi toți să știm ceea ce consumăm, ceea ce mâncăm, pentru că, de fapt, se spune că suntem ceea ce mâncăm. Atât de mare este influența alimentelor asupra noastră, practic pentru că organismul își retrage din alimentație tot ce are necesar. Este vorba de imunglobuline, este vorba de imunitatea care trebuie să o ținem la nivel înalt pentru a ne putea apăra de boli, iar dacă alimentația nu este de calitate și de asemenea corespunzătoare grupei sanguine, atunci avem foarte mari probleme. Eu am plecat la acest studiu, să-i spun, gândindu-mă că aș dori să țin o dietă de scădere în greutate. Și plecând de la asta, am studiat acest manual, care este absolut deosebit și îl recomand tuturor. Este vorba de alimentația celor patru grupe sanguine. Și este foarte important, dacă dorim să slăbim, că de aici am plecat eu cu acest studiu, dacă dorim, acest fapt se face într-un anumit context și în anumite condiții, nu pentru a lua tot felul de medicamente sau altceva, ci numai pentru a consuma foarte dăunătoare, ci numai a consuma ceea ce organismul nostru poate să digere și să-și retragă foarte bine tot ce are nevoie din aceste alimente. Și sunt alimente pe care organismul le tolerează? Alimente și alimente care nu le tolerează. Asta chiar da, vedeți, sunt mai multe probleme pe care le putem discuta vis-a-vis de alimentații. De foarte multe ori pacienții vin la noi și ni se plâng de diverse alergii. De fapt, oricum îi întrebăm dacă sunt alergici la anumite medicamente pentru a nu le recomanda acele medicamente. Mă refer la bolnavi astmatici sau cei care au diverse alergii. Dar problema este că alergiile apar și la alimente, da? Pentru că fiecare aliment conține, luat pe structură chimică, anumite componente chimice. Pentru unii pacienți ele sunt absolut normale și nu au niciun fel de reacție, pentru alți pacienți au diverse reacții, începând de la tulburări digestive, grețuri, vărsături, diaree, până la apariția de erupții cutanate, să spunem de la un simplu ou care îl mănâncă sau o brânză de oi sau mai știu eu ce. Deci, acele substanțe care există și care se numesc pectine, ele pentru anumite persoane sunt benefice, pentru anumite persoane sunt interzise dacă doresc persoanele respective să se simtă bine. Americanii au plecat de la acest studiu, este vorba de doctorul Peter D'Adamo, care spune foarte clar, studiind de ce unii au anumite afinități pentru niște alimente și alții le fac rău același aliment, și s-a constatat că există tot felul de afinități pe grupe sanguine. Deci, sunt alimente pe care unii pacienți le suportă,
având anumite grupe sanguine, și acest fapt este demonstrat foarte bine pe un tabel care îl avem aici și pe care îl putem discuta și care este practic o sinteză a acestui manual care îl recomand tuturor telespectatorilor. De unde poate fi el procurat? El poate fi procurat și de la noi, de la Asociația Piatra Soarelui din Policlinică etajul 2, camera 77, printr-un telefon, dar cu programare, pentru că cu solicitare, pentru că trimitem și noi mai departe la o firmă, nu vreau să-i fac concurență, să reclamă, vreau să spun, și făcând comanda respectivă, în două zile ne vine coletul. Nu se găsește în librării în mod normal, se găsește într-o firmă de produse naturiste, dar nu vrem să facem reclamă. Cine dorește, ni se adresează și putem discuta această problemă. Deci, policlinică, etajul 2, camera 77, Asociația Piatra Soarelui. Vorbim de această structură pe grupe sanguine. Știm foarte bine că sunt patru grupe sanguine. 01, A2, B3 și AB4. Deci toată populația acestui pământ are aceste grupe sanguine care au fost cercetate și foarte bine studiate pe diverse teme de studiu. Noi am discutat, adică mai mult în spital, știm foarte bine de aceste grupe sanguine, de transfuziile care se fac în afecțiuni severe care necesită aceste transfuzii, de compatibilitatea de grup, pentru că altfel apare șocul trombolitic și este să ajunge la deces dacă se încurcă aceste grupe, dar de acest capitol se ocupă foarte bine serviciul ATI transfuzii. Dar este foarte importantă această grupă sanguină pentru că ea imprimă anumite caracteristici persoanei, caracteristici care sunt asemănătoare cu caracteristicile date de ADN și sunt mult mai pregnante decât caracteristicile date de rasă sau de religie, să spunem. Haideți să lămurim ceea ce la ADN-ul. Este o componentă sanguină? Nu. ADN-ul este acidul dezoxiribonucleic, cel care determină pe structura organismului, întreaga structură a organismului și care pentru fiecare este unic. Deci, atunci când zic, fac o paralelă, apare o crimă și se cercetează cine a determinat crima, se recoltează diverse probe de acolo, fire de păr, secreții de salivă, urme de pe pahar și atunci se cercetează ce? ADN-ul. În ADN-ul respectiv se pleacă și se află foarte bine persoana incriminată, spunem în această crimă, autorul, plecând de la ADN, deci ADN-ul imprimă structura fiecărui organism și este unică. Este mai greu un pic, dar revenim la alimentația noastră. Și aș vrea să începem să discutăm, dacă doriți, despre prima grupă sanguină, care este în cel mai mare procent în populație. În jur de 60% din populație are grupa 01 și este grupa care imprimă anumite caracteristici. Și anume, grupa 01, în primul rând, este grupa vânătorului, spunem. Pentru că, de fapt, este grupa cu cea mai mare vechime istorică de-a lungul evoluției omenirii și este grupa care pe care o aveau vânătorii. La momentul respectiv vorbim de preistoric. Aceștia au anumite caracteristici proprii și este vorba de faptul că sunt consumatori de carne. Deci ne gândim că la momentul respectiv preistoric ei vânau și mâncau carne de vânat. Asta era, nu erau agricultori. Agricultorii apar ulterior, mai încoace, mai înspre noi și grupa de agricultori este imprimată pe A2. Dar grupa 01, deci sunt vânători, consumatori mari de carne, cu un tract digestiv foarte riguros, cu o foarte mare paletă de enzime digestive, care digeră foarte bine, dar în special produsele de carne. De asemenea, sistemul imunitar este foarte bun la aceste persoane. Ei se îmbolnăvesc mai greu
cu dificultate pentru că imunitatea este la superlativ. Mai ridicată. Mai ridicată. De asemenea, au foarte bună toleranță la stres. Grupa 01 are foarte bună toleranță la stres, răspunde optim la stres și este, acest stres poate fi contracarat numai într-un anumit mod pe care îl vom discuta mai târziu un pic pe parcursul emisiunii. De asemenea, necesită un metabolism eficient, datorită enzimelor pe care le conțin, un metabolism eficient pentru ca persoana respectivă să se mențină suplă și plină de energie. Cartea ne pune la dispoziție foarte multe caracterizări, caracteristici acestei persoane cu grup 01, pentru că vreau să vă spun că aceste persoane cu grup 01 au o memorie genetică, deci, cum vorbeam din preistoric, să spunem, de pe vremea vânătorilor, o memorie genetică de putere, de rezistență, sunt persoane care se bizuie pe propriile forțe, sunt îndrăznețe, au o intuiție deosebită și un optimism născut. Primii oameni cu grupa sanguină 0 se caracterizau prin putere de concentrare, acțiune și un dezvoltat instinct de autoconservare, de asemenea o credință puternică în propriile forțe. Sunt persoanele, aceste caracteristici, deci din preistoric și până în prezent, ele s-au menținut, s-au dezvoltat și aceste persoane cu grup 0 sunt persoanele care, crezând foarte mult în propriile forțe, sunt stăpâni pe ceea ce fac și dacă își doresc să facă ceva, cu siguranță vor reuși. Sunt extrem, extrem de perseverenți. Este foarte important acest lucru. Ca și exemple din personalitățile omenirii, se pune în valoare personalitatea lui Ronald Reagan, președintele Statelor Unite, care, având grupa sanguină, spune că îi se potrivește foarte bine fiind un reprezentant al acestei grupe și spune că administrația sa s-a caracterizat printr-o siguranță, echilibru și un optimism neostentativ cu privire la viitor. De asemenea, regina Elisabeta a II-a Marii Britanii are tot această grupă 0. Și caracteristicile se văd foarte bine pe personalitate. În ceea ce privește alimentația, care imprimă caracter, apropo de ce spuneam că suntem ceea ce mâncăm și pentru unele persoane alimentele sunt foarte bune, pentru altele le fac rău, atunci putem spune că alimentația grupei 0 se poate axa mai mult pe produsele de carne. Și în ceea ce privesc cărnurile, vedem foarte bine în tabel că sunt foarte benefice carnea de miel, carnea de oaie și carnea de vițel. În timp ce carnea de porc trebuie exclusă cu desăvârșire, iar carnea de pui sau de rață poate fi tolerată în cantități reduse. De asemenea, sunt extrem de benefice ficatul, carnea de vită și carnea de vânat, dar de scos cu obligativitate, deci carnea de porc și slănina. În ceea ce deci nu tolerează? Nu tolerează. Cum să spun? Organismul acestor chiar persoane care au aceste nu tolerează. Ce se întâmplă? Nu că i-ar fi rău. Poate să apară un grad de indigestie, balonări postprandiale, eructații, ușoare grețuri, și atunci este bine să le evităm, înlăturându-le din meniu, nu avem nevoie de medicație adăugată. Deci dacă la o masă consumăm un anumit aliment care ne determină greață, atunci luăm un antiemetic. Dacă determină balonare, luăm produse care sunt absorbante de gaze. Pentru a evita aportul acesta medicamentos, mai bine evităm
alimentul respectiv. Și atunci ne facem o dietă din care să, acest aliment să fie înlăturat. În ceea ce privește alimentele marine, de exemplu, uitați, spune foarte frumos că putem consuma, spun putem pentru că eu am grupa 01 și atunci am cer scuze, dar se pare că voi vorbi eu mai mult în, la AB4. În cunoștințe de cauză, pentru că, într-adevăr, studiind acest manual în ultimul timp, o să vă spun că am regăsit, într-adevăr, foarte multe caracteristici plecând pentru mine, deci pentru mine la grupa 0 și, într-adevăr, sunt reale. Sunt reale. Deci, în ceea ce privește alimentele marine... E vorba de un studiu științific, nu? Nu, este un studiu științific făcut de doctori, iar eu, întâmplător, am ajuns aici dorind să am o dietă de scădere un pic în greutate. Și atunci, studiind, am constatat că, într-adevăr, ceea ce se discută aici sunt extrem, extrem de reale aceste lucruri. Și eu, descoperind ceea ce mi-ați spus, am stat pe capul dumneavoastră până ați acceptat să faceți emisiunea, că nu prea vroiați, că ați spus că nu e specialitatea dumneavoastră. Nu e specialitatea mea. Eu mai mult, eu ca pneumolog, putem discuta, dacă vreți, oricând, despre afecțiunile de sezon. Dar... Acum discut ca o persoană cu grup 0 care a descoperit niște lucruri care, fiindu-i benefice, dorește să le împărtășească și celorlalți. Este vorba de alimentele marine. Deci cine consumă alimente marine din grupa 0, pot să vă spun că știuca este un pește foarte bine tolerat. Știuca și orice pește cu carne albă. Deci mă refer aici la șalău. Merge foarte bine. De asemenea, merge foarte bine somonul, macrou, păstrăvul, sardinele și codul. Toate sunt scumpe, dar dacă vrei într-adevăr să ții o dietă și te simți bine, atunci scoți. Uitați, spune foarte bine, crapul care în zona noastră se găsește, banal, dar crapul are niște substanțe pe care zero nu le suportă și atunci poate fi utilizat în cantități foarte reduse. Dar în ceea ce privește caviarul, de exemplu, îi face absolut rău grupei zero. Caviarul trebuie exclus cu desăvârșire. De asemenea, ca pești herring. Lumea, că e foarte scump. Foarte scump la noi, dar poate sunt alte persoane care măcar o dată de ziua lui dorește să servească așa ceva. E bine să evite. Da? De asemenea, în ceea ce privește lactatele și ouăle, grupa 0 e bine să le evite și vă rog frumos, dacă vă uitați ce discutam, că este vorba mai mult o persoană carnivoră, uitați pe tabel că apar toate sunt cu 0. Deci ceea ce înseamnă brânză, cașcaval, zer, cremă de înghețată, iaurt, brânză de capră, lapte de capră, chefir, tot felul de lucruri, lapte de gresat, grupa 0 nu le suportă. De asta am deci trebuie să înlăturate cu desăvârșire. Și aveți intoleranță la lactoză. Da, v-am spus, da, dar v-am spus de lactoză înainte de a studia problema. Și acum mi se confirmă foarte multe lucruri din experiența mea de om obișnuit, să spunem, da? Ce poate consuma grupa 0? Să zicem brânză feta, dar în cantitate extrem, extrem de redusă. Și se mai suportă brânza de capră, în cantitate extrem de redusă. Dar atât, uitați, restul este 0 peste tot. Dacă este 0, de ce să forțăm natura? Nu mai excludem toate produsele astea din alimentație. Iar eu vă spun pe proprii răspundere. De asemenea, ce înseamnă uleiuri și grăsimi? De exemplu, uleiul de porumb se mai utilizează. Este interzis pentru grupa 0. Poate folosi numai uleiul de măsline. Bine, da? Și cel mai recomandat fiind... Uleiul de măsline ușor, în mâncare. Da? Dar, de exemplu, noi în mâncare ce folosim? Folosim uleiul de floarea soarelui. Ăsta îl folosesc frecvent. Eu, de exemplu. Frecvent, da? Ei, frecvent, uitați când face rău. Frecvent îmi face rău. Uitați, uleiul de floarea soarelui este cu negativ. Dacă e negativ, se scoate. Dacă vreau să mă simt bine, îl scot. Și acum ați început și dumneavoastră să folosiți ulei de... Măsline, da. Să vă spun și unde se găsește? Da. Și cât e de scump mai ales. Nu, nu este scump. Am luat, pot să spun, sau nu? Este la Băcănia cu Dichis. Mi-i dragă, Băcănia asta se găsește lângă hotel în Roman.
este 240 de, nu, 24 de lei, 750 de mililitri. Ceva mai scump decât 24 de lei. Ei, da, da, ăsta se folosește la 3 lei și la o salată, la nu facem de toate zilele. Dar vedeți, și atunci poate este bine să nu mai folosim grăsimile respective. De asemenea, vedeți ce spune așa, seminții uleioase. Nuca este favorabilă grupii 0. Nuca, dar atât, arahidele sunt interzise. De asemenea, macul, când punem mac pe prăjituri, face rău pentru grupa 0. Migdalele, alunele, semințele de floarea soarelui pot fi utilizate în cantități extrem de reduse. Ce ajută grupei 0? Semințele de dovleac. Deci se găsesc peste tot, sunt semințele de dovleac, aici nu sunt probleme. Deci semințele de dovleac și nucile. În rest, trebuie scoase din alimentație. De asemenea, la cereale, dacă vă uitați, tot ce înseamnă făină de grâu, făină de mălai, făină de orez, făină de care vreți noastră, toate fac rău grupii 0. Toate. Uitați, sunt minusuri peste tot. Poate fi folosit în cantități reduse orezul brun, orzul, cușcuș, orezul alb în cantități reduse, hrișca meiu și secara albă în cantități reduse. În rest, tot ce înseamnă pâinea obișnuită ne face rău. În ce constă rău? Balonarii postprandială. Deci ai mâncat o felie de pâine cu ceva și te-ai balonat toată, trebuie să iei espumisan sau mai știu eu ce, deci iar te duci pe pastile ca să remediezi simptomele care apar. Și atunci mai bine nu mai mănânci. Mănânci fără pâine. Și personal ați început să scoateți din alimentație da, pâine? Da, da, mâncăm fără pâine. Încercăm, v-am spus că vreau să scad în greutate și o să reușesc. Bun, da, am un exces, reușiți, am un exces de 10 kg. Cum reușiți să puneți de acord de ceea ce consumați dumneavoastră cu ceea ce consumă soțul, pentru că probabil... Fiecare cu mâncarea lui. Soțul meu este A2. Deci are altă structură, eu am altă structură. Și ce spuneam la începutul emisiunii, dacă sunt 0-1 și dacă vreau ceva, este imposibil să nu obțin. Da? Da? Și atunci, când dacă vreau ceva... Dar l-ați determinat să consume alimente specifice? Da, nu-i nimic. Facem mâncare... Pentru fiecare, că avem timp, avem cu ce, nu e nicio problemă, dar mâncăm... Mai greu pentru cei care n-au nici timp și n-au nici cu ce. Da, da, atunci dacă nu ai, nu ai pretenții că te simți rău, dar nu-i mai bine decât să te duci la doctor să iei pastele, totuși să o leacă, să studiem problema, cam cine am... Cum să vă spun, nu-i literă de lege, nu trebuie să vai de mine ăla nu știu ce, că nu sunt otrăvitoare, știți, dacă, Doamne ferește, sunt ciuperci otrăvitoare, alea le scos din alimentație, mi se pare corect, mori. Ei, aici nu mori. Dar te balonezi, mai îți vine pe gât înapoi, mai îți dă o stare de disconfort, nu te simți bine, obosești. Și atunci, măcar n-ai cui să reproșezi, că tot din vina ta se produc toate. Nu? N-ai cui să spui că n-ai știut. Bun, în ceea ce înseamnă, uitați, produsele de panificație. Uitați și aici sunt minusuri cât cuprinde. Produsele de panificație înseamnă brioșii, prăjituri, de tot ce doriți. Toate sunt interzise. În ceea ce înseamnă legumele, pentru că totuși carnea aceea o mănânci, dar nu poți să o mănânci goală, grătărel, dar mai merge o salată, mai merge o garnitură pe lângă ele. Și atunci, în ceea ce privește legumele, grupa 0 poate mânca anghinare, poate mânca brocoli, poate mânca, uitați că ne uităm acum, poate mânca cartofi, cartofii sunt admiși. De asemenea, sfeclă albă, usturoiul merge foarte bine, guliile, varza creață, măslinile verzi, de exemplu, sunt interzise cu desăvârșire, măslinile. Deci, fără măsline, putem mânca uleiul de măsline, uleiul de măsline e admis, dar măslinile ca atare în salată sunt interzise. Deci, uitați, sunt niște chestii așa. Chiar, păi da, de exemplu... În același produs? Da. Putem admite, deci prazul face bine, pătrunjelul este bun, boiaua de ardei, salata în cantități reduse, castraveții în cantități reduse, ceapa este suportată, ceapa și dovleacul. Merg foarte bine, asociate cu sparanghelul.
Deci un pic diferit așa față de ce mâncăm noi în mod obișnuit. Da? Varza roșie interzisă, țelina, ceapa verde și ardeiul verde în cantități reduse. Da? Și atunci tot studiind de aici și tot luând care e cu plus, care e cu minus, care așa, ne facem o dietă. Și dacă ați observat în carte, da, sunt foarte multe rețete cu ce poate suporta fiecare grup sanguin și rețetă care poate fi foarte bine făcută și în bucătăria noastră. Dar rețetele sunt ușoare. Nu mai mergem pe ardei umpluți, care presupune, cum să vă zic, un proces mai laborios culinar, ci o luăm mai ușurel, pe salate, grătărele, o garnitură mai ușoară, ceva mai ușor. Și atunci, într-adevăr, dieta este corespunzătoare scăderii în greutate. Sănătoasă. Mai sănătoasă, mai rațională, dar să ne axăm numai pe alimentele pe care le putem suporta pe grup sanguin, pe organism. Și eu vă spun că eu cred în lucrul ăsta. Uitați, haideți să ne mai uităm un pic. Ce mai putem? Din ceea ce privește fructele, de exemplu. Că fructul e bun la toată lumea. Este bun. Dar, de exemplu, pentru grupa 0, afinele, merele și ananasul în cantități reduse. Sunt acceptate în cantități mari prunele uscate, smochinele și pepenele și, nu, prunele, atât. Pepenele galben, de exemplu, este interzis cu desăvârșire. Strugurii în cantități reduse, moderate. Papaya, coacăzele roșii, piersicile, portocala în cantități reduse, puțin de poftă. Perele, zmeura, puțin de poftă. Grapefruit, kiwi, cocos. Cocosul interzis cu desăvârșire, iar arbuzul, lubenița sau pepenele verde, grapefruit, în cantități extrem de reduse. Deci rămânem la smochinele și prunele care sunt în cantități nelimitate, să spunem. Și atât. Restul nu prea. Mai ușurel. Da? Afinele, merele, ananasul, în cantități reduse. Dacă ținem cont de astea, atunci ne simțim foarte bine. Uitați, de exemplu, ceea ce înseamnă mirodenii. Mirodeniile, mai mult indienii sunt cu mirodeniile astea, că pun tot felul în mâncăruri, dar și noi putem folosi mirodenii să dăm gust la mâncare. Dar și mirodeniile care pui câte o leacă în mâncare și acelea ne pot face rău. Și uitați la mirodenii, de exemplu, oțet de mere este interzis cu desăvârșire. Anasonul, dafinul, zahărul brun, busuiocul, în cantități reduse. Interzisă menta. Menta interzisă. De asemenea, cimbru în cantități reduse, scorțișoara interzisă, zahărul alb în cantități reduse, piperul alb în cantități reduse, oțetul de vin alb, oțetul cealaltă din 9 grade, interzis cu desăvârșire. Și într-adevăr, grupele 0 spune foarte clar în carte, oțetul trebuie eliminat. De ce? Grupa 0, prin constituția ei organică are o hiperaciditate gastrică. Deci, la ea, glandele gastrice secretă mai mult decât ar fi normal. Având această hiperaciditate, eu vin cu aciditate suplimentară tip oțet și atunci fierb în stomac. Aciditatea este foarte mare. Bun. Se produce digestia respectivă, dar această aciditate poate duce secundar la gastrite, până la ulcer, ulcer gastric, ulcer duodenal, care știm foarte bine că poate merge până la perforare. Deci tot noi ne facem rău și atunci îndepărtând deci, acest oțet care este total interzis, ne simțim mai bine pentru că avem propria aciditate. De asemenea, ardei în cantitate redusă, oregano interzis cu desăvârșire, rozmarin în cantitate redusă, mărarul în cantitate redusă, și cam așa, coriandru în cantitate redusă, chimenul în cantitate redusă, vedeți? Toate cam sunt reduse, dar reduse ca pentru ideea de a ne simți bine. De asemenea, uitați și aici, toate sunt pe zero, înseamnă cantități foarte reduse. Șofranul, sarea, cuișoarele, soia, tarhonul, sosul de tartar în cantități reduse. Hreanul este acceptat cât vrem. Hreanul ne face foarte bine. Hreanul face foarte bine. Hreanul e... Bine, el este iute, dar nu e acid. Vedeți? De exemplu, vanilia. Cine nu mănâncă prăjituri vanilate? Pentru zero, interzis cu desăvârșire vanilia.
vanilia, da? Eu prăjituri facem de tot felul, pui un pic de un prăfuleț de vanilie, zahăr vanilat. Uitați că ne face rău. Cele din praf nu sunt naturale și sunt contraindicate. Vorbim de baton acela natural care da, e și parfumat. Da. Și... Deci, vedeți, așa. De asemenea, iarăși, ketchup-ul care îl folosim este interzis cu desăvârșire. Murăturile cu mărar. Deci, eu ce obțin toamnă, am o plăcere să pun murăturile pentru iarnă, ca fiecare gospodină. Pentru grupa 0, tot ce înseamnă murătură este scos din circulație, deci nu se utilizează. Și de când ați dat de studios, ați mai folosit? Păi nu mai folosesc, dar le-am deja în beci, trebuie să văd ce fac cu ele, că-i păcat, că sunt foarte bune. Da, să știți că grupa nu are aciditate și el poate mânca oțet, murături, da, dar nu poate mânca carne mai redusă și atunci trebuie să mănânci legume. Vom discuta despre grupa 0, da. Păi mănânci legume cu murături, cât merge? Nu prea merge, hai că mai vedem. Muștarul în cantitate redusă, maioneza în cantitate redusă, nu prea avem aici ce să obținem, vedeți? Cacao în cantitate redusă din ciocolată, dar murăturile și ketchup-ul exclusiv cu desăvârșire. Dacă vrei să te simți bine, mai mănânci chestiile astea. De asemenea, ceaiurile din plante. Ceai este sezonul nostru. Eu recomand la toți pacienții, în cadrul acelor 2 litri obligatori pe zi, măcar 2 cănițe de ceai, una dimineață, una seara. Pacienții mă întreabă, dar care ceai? Păi zic, fiind pe afecțiuni respiratorii, care ceai doriți noastră? Merge foarte bine socul, cimbrișorul, știm foarte bine pătlagina, merg bine. Dar uitați aici, de fapt, pentru grupa 0, de exemplu, ca și ceaiuri, aloe este contraindicat total. Socul în cantități foarte reduse. Deci nu-i bine să consumăm așa. De asemenea, menta este aprobată, să spunem, menta, dar, de exemplu, frunzele de căpșun și echinacea, care ajută foarte mult echinacea la ridicarea imunității și înlăturarea gripei, este contraindicată grupii 0. Deci, trebuie să avem grijă și ce recomandăm, vedeți, acum pacientul nu-l mai întreb ce îl supără, îl întreb ce grupă are. Scuzați, da. De asemenea, păducelul în cantitate redusă, ginsengul în cantitate redusă, păpădia, care și ea era foarte bună la un moment dat, ne ajută foarte mult pe grupa 0, păpădia și ghimbirul. Vedeți că în ultimul timp se cam vorbește de acest ghimbir, să găsesc rădăcina de ghimbir care poate fi, știți, acum am documentat, păstrat foarte bine în frigider și să taie câte o bucățică, merge foarte bine la friptură, am utilizat, se poate conserva, dar într-un pic de oțet și oțet n-am voie și atunci îl conservăm cu un pic de sare și merge foarte bine, deci, acest ghimbir. Teiul, iarăși, este foarte bun pentru grupa 0 și este interzis cu desăvârșirii lucerna, pentru că și lucerna asta, știți la ce este bună, deci ceaiul de lucernă sau utilizarea lucernii conține foarte multă vitamina K și este foarte bun, de exemplu, la cei care pierd sânge în hemoragii, îngroașă sângele pe românește și atunci merge foarte bine lucerna, dar e total contraindicat pe grupa 0. De asemenea, uitați, mai avem ceaiul verde. Ceaiul verde, care este un locuitor pentru cafea, asta se recomandă. Deci cafeaua pentru persoanele de grup 0 este total interzisă. Cafeaua face rău și, într-adevăr, dă niște, cel puțin pentru mine, o stare de balonare, o stare de disconfort. Bem o cafea ca să ne simțim un pic mai bine, mai energici la servici dimineața. Nu, că ne face rău și atunci, în ultimul timp, l-am înlocuit cu ceai verde. Ceai verde, care este permis pentru grupa 0, o căniță pe zi, o ceașcă. În timp ce ceaiul negru este interzis cu desăvârșire. Și, într-adevăr, am luat la cineva, am servit o ceașcă de ceai negru și nu știam de ce mi-a fost rău, dar chiar mi-a fost rău. Cu o stare destul de disconfort, de amețel, o durere de cap, agitații, dar rău așa și nu știu de ce. Și când am văzut aici că ceaiul negru, grupa 0, este interzis total, asemănător cu cafeaua, mi-am dat seama. Deci, ca și ceai, de asta care să aibă și cofeină, ceaiul verde. Dar putem completa cele 2 litri cu ceai obișnuit. Vedeți că suportăm grupa 0, menta. Dacă suportăm menta, bem ceai de mentă.
Ca și băuturi, băuturile răcoritoare dietetice sunt contraindicate. Vinul alb în cantități reduse și uitați aici scrie ceaiul negru interzis cu desăvârșire, Coca-Cola interzisă, cafeaua sub orice formă, berea în cantități reduse, sifonul. Sifonul este cel care este foarte bine tolerat de grupa 0. Și într-adevăr, fără să știu lucrul ăsta, nu, uitați, eu de foarte mult timp consum sifon, fără să știu că îmi face bine. Pur și simplu îmi place sifonul. Apa minerală nu prea îmi place. Și uitați că, culmea, dintre toate băuturile astea, unde este un plus aici, deci în cantitate mare, putem utiliza sifonul. Vinul roșu în cantități reduse, băuturile spiritoase concentrate, tip coniac, whisky, este total interzis grupii 0. Poate am vorbit prea mult, dar aceste lucruri sunt extrem, extrem de importante și poate nu le dăm atenția cuvenită de câte ori trebuie. Dar dacă vrem într-adevăr să ne simțim bine, să reducem în greutate, să ne simțim bine, iar din nou, atunci este bine să respectăm acest program. Și în ceea ce privește, de exemplu, uitați aici, este un ghid pentru vitamine. Toată lumea știe că atunci, mă rog, când ții dietă, ții regim, poate nu mănânci alimentele toate care trebuie și atunci compensezi cu vitamine. Dar și dintre vitamine sunt vitamine care inițial crezi că îți fac bine, dar de fapt îți fac rău. Dintre vitaminele benefice sunt foarte bune vitaminele de grup B. Știți foarte bine, B1, B6, B12, care îl recomandăm. Acest complex de vitamine au o eficiență extrem de ridicată pentru persoanele de grup 0 și fac bine. Sunt alimente care conțin vitamina B. Uitați aici, pentru cei din grup 0, alimente care conțin vitamina B și care sunt recomandate sunt următoarele. Carnea. Vedeți, carnea asta de care am vorbit, vânătorul propriu-zis, ficat, rinichi, cărnuri, ouăle mai moderat, nucile, deci ca și fructe, nucile și prunele pentru grupa 0 au și acest grup de vitamine B, iar ca legume, în special trebuie să ne axăm pe legumele de culoare verde închis. Verde închis este spanacul. Spanacul care ne face foarte bine. Da? Dar-s curioasă dacă de asemenea, spanacul undeva interzis la altă grupă. Îl căutăm, îl găsim, dar uitați aici la legume. Uitați spanacul. Ia uitați aici spanacul. Deci spanacul este plus pe 0. Deci la grupa 0 este plus, ceea ce v-am spus. Este plus la grupa A, deci și grupa A2 poate beneficia de spanac. Dar grupele B și AB, spanac în cantități extrem de reduse. Eu sau B4, deci fără spanac numai așa, o linguriță. Da. Da. Dacă vreți, vă spun, da, ajungem la AB mai târziu. Da. Da? De asemenea, vitamina cred că K... Cred emisiune ajungem. Vitamina K. Deci am vorbit de grupul de vitamine B, care este benefic pentru grupa 0. De asemenea, vitamina K este foarte bună pentru cei din grup 0, dar ea se găsește în ficat, se găsește în gălbenușul de ou și în legumele cu frunze verzi, și anume este foarte bun. De asemenea, calciu. Cei din grupa 0 trebuie să-și suplimenteze continuu dieta cu calciu, pentru că grupa 0 sunt contraindicate, nu suportă produsele lactate. Deci noi știm așa, dacă vrem calciu să ne echilibrăm pe oase și tot ce trebuie, trebuie să consumăm lactate. Lapte, brânză de vaci, unt, cam pe asta se merge. Ori grupa 0 nu le tolerează. Dacă nu le tolerează, atunci trebuie să le înlocuim. Și atunci le înlocuim cu alimente care conțin acest calciu în mod special și este vorba de brocoli, deci brocoli merge permanent și la greu, deci, sardele, leguma verde, ca verde. O conopidă de culoare verde. Da, e bună. Să fierbe ușor și mai mult așa, între crud și fiert, e foarte bună. Deci, sardele dezosate, somonul conservat, dezosat și brocoli.
Deci merg pentru suplinirea calciului. Mă rog, dacă carența este mare, bineînțeles că automat să merge pe produsele de calciu din farmacii. Noi aici încercăm să lămurim fără medicație suplimentară. De asemenea, alimente bogate în iod avem nevoie pentru grupa 0, pentru că cei din grupa 0 nu își sintetizează iodul. Și atunci sunt obligați să consume alimente marine, dar în special pește de apă sărată, alge și sarea iodată. Sarea obișnuită de bucătărie, dar sarea iodată în cantități reduse, pentru că nu îi face bine. De asemenea, ce să mai spunem? Sunt foarte multe. Ce trebuie evitate? Deci noi știm așa, luăm alimente, vitamine, că fac bine la toată lumea. Nu fac bine la toată lumea. Deci grupa 0 trebuie să evite vitamina A. Vitamina A știam noi că este foarte bună pentru ochi, pentru vedere, vederea nocturnă, în morcov. Pentru integritatea tegumentelor. Vitamina A este foarte bună, dar la grupa 0 nu-i facem bine. Și atunci sunt totuși niște alimente care conțin vitamina A, dar care pot fi agreate de cei din grup 0. Și anume, este vorba de legumele galbene, și aici ne referim, sunt roșiile galbene, știți, roșiile galbene, portocalii, ardeii galbeni, de asemenea, frunzele colorate, verde închis, spanacul. Deci ajungem la spanac. De asemenea, este nefavorabilă vitamina E. Vitamina E nu se recomandă ca și produs farmaceutic sau în cantități foarte mari, ci în cantități mici o găsim în uleiurile de legume, deci uleiul de măsline, în ficat, nuci și legumele iarăși verzi, închis, spanacul, iar ajungem la spanac. Noi și cu Pope Marinaru. Spuneam așa, grupa 0 este o grupă care reacționează bine la stres. Reacționează bine la stres, dar acumulează foarte multă energie. Pentru calmarea spiritelor și pentru reducerea nivelului de stres, spunem, la normal, grupa 0 este foarte recomandat să facă foarte multe exerciții fizice. Deci ea contracarează acest supliment de stres și rezolvă problema stresului prin exerciții fizice. Și aici în carte sunt lămurite foarte bine ce fel de exerciții fizice poate să facă grupa 0. Pentru că oboseala fizică este cea care ajută psihicul să se normalizeze din punct de vedere a stresului, a echilibrului neuronal. Cam atât am vrut eu să spun. Dacă mai sunt întrebări care mai trebuiau lămurite, cu drag vă ascult. Am epuizat o grupă, am zis că o să facem un ciclu de emisiuni, așa încât pentru astăzi vă mulțumim și suntem siguri că telespectatorii noștri vor urmări cu interes această emisiune și revenim la dumneavoastră, vă stresăm până când epuizăm toate Eu vă mulțumesc foarte mult că dați atenție acestui capitol, să spunem, acestui studiu care se face legat de grupele sanguine, dar în ceea ce privește personalitatea, am discutat despre personalitate, se leagă foarte bine și vreau să vă spun că grupa 0, trecem din nou la grupele sanguine pe caracterizarea lor, este grupa care este extrem de darnică. Știm foarte bine că pentru a nu avea probleme, un șoc hemolitic, de exemplu, problemi de incompetență în caz de transfuzii, grupa 0 este grupa care este acceptată de toate celelalte grupe. Pentru că de asta este 0. Nu are aglutinine, nu are aglutinogen, mă rog, este 0. Și ea este acceptată de toate grupele. Cum se imprimă pe personalitate? Ele sunt persoane extrem de darnice, extrem de deschise. Dar grupa 0 nu poate primi sânge de la alte grupe. Ea poate primi sânge în transfuzii numai de la grupa 0. Da?
Cum se repercutează asupra personalității? Grupa 0 apreciază cadourile primite, dar nu le pune în foarte mare valoare. Pentru ea este deosebit de important să dea. Și prin dăruirea pe care o face, se încarcă cu energie pozitivă, cu mulțumire sufletească și este ca un pas înainte spre evoluție. Doamna doctor, vă mulțumim pentru această prima emisiune și ne venim și săptămâna viitoare până epuizăm acest subiect deosebit de interesant, sunt sigur, pentru toată lumea. O zi bună! La revedere!